Noua biserică a primit hramurile Izvorul Tămăduirii și Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul. Sfinții ierarhi care au păstorit aici și care au trăit aici, care au învățat de la primii Antim și Atanasie de la Severin, alți ierarhi, Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Antim Ivireanul, cel care a păstorit aici și care a început viața arhierească în acest scaun. Sfântul Ierarh Calinic, păstorul nostru, protectorul nostru și cel care veșnic se roagă pentru noi în cer. Înțeleg, v-a inspirat Sfântul Constantin Brâncoveanu și fiii săi, care și-au lăsat aici urme, locuri memorabile. V-au inspirat, într-adevăr, sfinții cuvioși care s-au nevoit aici, de la Sfântul Nicodim de la Tismana, Sfântul Grigore de la Bistrița, Sfântul Antim Ivireanul, Sfântul Antonie de la Iezer și alți cuvioși de ieri și de astăzi și cei care mâine vor fi proclamați Urbis et Orbis. După săvârșirea Sfintei Liturghii, în cadrul proclamării solemne a canonizării a celor patru noi sfinți, care și-au încununat viețile prin faptele sfințeniei în sihăstriile din Munții Coziei, înaltpreasfințitul părinte arhiepiscop Varsanufie a dat citire tomosului sinodal. Binecuvântat și vrednic de toată lauda este a cinsti pomenirea celor ce s-au săvârșit în sfințenie, care au câștigat de la Dumnezeu îndrăznire datorită vieților plină de evlavie și de fapte bune. Să aveți râvna și dragostea de biserică și de popor a Sfântului Antim Ivireanu. De asemenea, n-am vrea să nu fie. Avem și o Evanghelie. Evanghelia a apărut recent cu cele mai frumoase, o ediție specială, cu cele mai frumoase miniaturi de la Mănăstirea Putna, care s-au păstrat din secolul 15 până în secolul 16-17. Și iată, aceasta este o conlucrare între tipografi și miniaturiști. Și, de asemenea, o icoană a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanu. Au fost arătate apoi icoanele sfinților, racla cu moaștele Sfântului Cuvios Neofit de la Mănăstirea Stânișoara și au fost intonate troparele sfinților.